Prieteni, vă salut! Astăzi suntem în 2 octombrie 2024. După o pauză cam de o lună de zile am revenit cu lucru în Stupini. Practic suntem la ultima lucrare care o facem. Iarăși, de la locație la locație, lucrările se vor diferi. Ca de obicei, noi nu punem toate locațiile la fel, sau nu sunt toate locațiile un fel pregătite pentru iarnă. O să arătăm o familie, poate două, cum se prezintă înainte de a intra în iarnă, cum se prezintă familiei. După cum știți, aici avem o locație care, după Salcâm, familia au fost disființate, în cutiile date au rămas doar câteva rame cu miere, păsturi și albină, fără puiet. Asta pe 27 mai am pus bocile și atât. Ceva miere la polifloră sau la floarea soarelui am scos la unele roieri care le-au rămas mai mult albine. În mare parte în zona dată miere nu prea s-a făcut în sezonul dat. Și în timp cât voi lucra, totodată o să încerc să povestesc cum noi schimbăm reginile sau când noi le schimbăm, pentru că pentru mulți este o întrebare care se ridică în fiecare an. Noi de obicei reginile le schimbăm atunci când văd că matca din stup nu mai merge, adică dacă nu face față, nu o schimbăm, o schimbăm atunci. Noi măcile nu le schimbăm dacă are anii 2 sau 3 ani. Odată ce matca nu mai face față, atunci matca este schimbată. Că într-un primul an de lucru, că e în a doilea, că e în a treilea. Și o bună parte din măci care trebuie să fie schimbate, noi le schimbăm acum. Din ce cauză? Acum, că acum se schimbă foarte ușor. Practic 100% este regina acceptată. Noi o omorâm pe cea bătrână, că deja puiet nu mai este practic. Și scuturăm matca tot cu albina din nuclei deasupra. Și tot timpul rezultatele au fost bune. E bine ca toamna să schimbăm măcile în familie, nu măci care au 2-3 zile de când pontează nucleu. E bine pentru toamnă sau avem nuclei unde avem regini împerecheate de vreme. Noi de obicei pentru schimbarea în familie folosim acele regini care în nucleu deja au albina lor. Pentru asta noi pregătim un anumit lot de măci care le avem tot timpul pentru a avea la îndemână la orice moment când avem nevoie să schimbăm o matcă. Schimbatul se face foarte și foarte simplu. Se omoară matca bătrână și se introduce matca tânără în cutiuța, două sau trei zile, îi deschide în fereastra mare și atât. Astăzi scoatem tratamentul cu acid oxalic și glicerine. Toată rămășița asta care deja e foarte uscată, asta o să albina o să scoate și o să prânească, e ca și cum am mai făcut odată o sublimare. Am făcut câteva familii până acum, este foarte puțin puiet, dar este. Asta ar însemna că în a doua jumătate din luna noiembrie noi o să intervenim încă cu o sublimare. Cel mai probabil că în sezonul 2024 noi nu o să facem tratamentul PIM pe curare, sau dacă o să facem, o să facem doar la câțiva paleți pentru a verifica anumite lucruri care s-au observat în timp, dar în mare parte nu o să facem cu oxalicul prin curare. Astăzi nu scoatem hrănitoarele din cauza că peste iarnă se grămădește foarte mult apă în ele. Și o să luăm familia dată ca exemplu, o să arătăm câte miere are și cum intră în iarnă. Victor, poți dai mai aproape o leacă?
Și punem și diafragma la perete, diafragma într-o parte. Poftim primele două rame. Aici avem doar miere albină păstură. Aici este miere și așa puțină păstură. Așa, dacă observați, albina deja e destul de răcoare, deja începe a amurți. Aici la fel avem hrană și albine. Aici avem hrană și puțin puiet, e practic ultimul puiet. Astfel de rame nu se scot și din ceea ce înțelegem noi, e o greșeală foarte mare când noi începem în octombrie, noiembrie să scoatem ramele goale din stup. Am mai spus-o și o mai spun încă o dată. Dacă în octombrie și noiembrie în familie avem rame goale pe mijloc, e doar problema apicultorului. Acolo nu s-a lucrat corect în luna august. Dacă în august noi am făcut completările cât a fost nevoie, ramele date n-au de unde să fie goale. Poftim! Ați văzut doar, acolo am avut o picică de puiet și atât. Restul e hrană. O să ridicăm și ultimele două. Dacă eu nu mă greșesc, aici din momentul când s-a pus prima dată hrană, mai mult în cuiburi nu s-a umblat deloc. Adică atunci s-a format cuiburile și mai mult noi n-am făcut, n-am scos. Asta e ultima ramă. Dacă sunteți atenți, e partea de la perete de unde se scoate mirea și se mută în cuib. Aici la fel avem ramă cu miere. Noi anul acesta, la fel ca și anul trecut, nu mai scurtăm cuiburile, da? Nu mai restrângem, pentru că restrângerea am făcut-o în ziua când s-au scos ramele cu miere de la floarea soarelui. Atunci noi am restrâns cuibul și mai mult nu e nevoie de a fi restrâns. Se pune polistirenul la perete ca să nu mai fac lucrarea aceasta primăvara. Se strânge foarte bine. Și ca și anul trecut, fiindcă au fost rezultatele foarte bune, o să iernăm și anul ăsta familii care sunt pe două corpuri. O să le iernăm cu peliculă. Asta e lucrarea care noi o facem. Victor, o să-l facem și stupul dat. Este foarte important ca noi să ne învățăm să lucrăm cât mai rar să intervenim în familie, pentru că asta nu face nimic bine. Chiar pentru noi, ca apicultori, fiecare intervenție este o cheltuială în plus. Iar, având în vedere ce prețuri acum avem, trebuie să ne stărim ca cheltuielile să fie minime, iar rezultatele să fie maxim. O să desfacem și familia ta, să o vedeți cum se prezinte. Aici, așa, din ce vedem deasupra, e albină mai puțină. Poftim! Aici avem miere de unde deja albina o cară în cuib. Miere. Ramele, noi nu scoatem acum ramele goale din mijloc. Eu prefer să las așa cum este, pentru că ramele date în primăvară o să fie primele rame bune sau bine pregătite pentru camat ca să ponteze în ele. Și primăvară eu aș prefera aceste rame să le scot după diafragmă. Poftim! Iarăși iese ultimul puiet. Avem ceva păstură, dar foarte, foarte puțină.
pentru că nu prea am avut noi parte de ploi. Aici la fel iese ultimul cuiet. Acolo unde familii sunt afectate de varoa, acele familii nu le mai găsiți sau sunt foarte și foarte slabe. Cred că la sfârșit poftim aici o ramă cu păstură așa mai plinuță. În orice caz, albina intră frumos în iarnă, are hrană destulă. Ceva albine este și în corpurile de jos, dar este din cauza că acolo mai avem miere care la fel este tras în cuib sau tras în locul unde a fost ultimul cuiet. Aici avem albina la perete, din cauza asta nu o să strângem tare. Să de posibilitatea albina să se mute. La fel. Familia e gata. Aici deja o să intervenim în luna martie, pentru că aceste familii sunt familii care se pregătesc pentru vânzare. Asta înseamnă că ele trebuie de dezvoltat mai rapid pentru să aibă clientul folos din ele. Asta e, dragi apicultori, ceea ce facem noi. Ceea ce o să facem, cred că în următoarele 2 săptămâni, pentru că trebuie să participăm și la târguri, trebuie să ne vindem mierea ca să ne aprovizionăm cu tot ce avem nevoie pentru sezonul 2025. Iarăși, ca o concluzie, fiecare își face matematica așa cum îi place lui, dar în luna august, luna septembrie și astăzi suntem în 2 octombrie, astăzi practic este a doua intervenție, să spunem, în cuiburi. În 2 luni, mai mult, nu s-a făcut nimic decât s-au pus de 2 sau 3 ori, am pus turta proteică. Și aici s-a dat doar 2 hrănitoare cu hrană, pentru că aici noi din cuiburi n-am scos nimic. Și mai mult cu atât, aici o bună parte din miere este miere de salcâm, pentru că când s-au desființat familiile date, aici au rămas ramele pline cu miere de salcâm. Asta e lucrarea, asta e bine de făcut. O să arătăm și la familii care au fost anul ăsta în producție din miere. Acolo la fel, s-au lucrat minimum, adică s-au format cuiburile în ziua când s-au extras floarea soarelui. Până astăzi n-am făcut nimic. O rămas doar să scoatem hrănitoarele și să punem polistirenul stânga-dreapta. Asta e unica lucrare. Și iarăși, la tematica varoa, ați văzut, am demonstrat și anul acesta, dacă facem tratamentele la timp cu substanțe care sunt bune pentru albini și rele pentru varoa, noi în luna august trebuie să ne stăruim să avem varoa practic zero. Eu vă doresc pace, sănătate și aveți grijă de voi!